Consultația sunt ședință ordinară. Înainte să dau citirii ordinii de zi, vreau să anunț că avem un invitat în sală, doamna Irina Ciucodaru. O să-i dăm cuvântul înainte de a începe ședința, pentru a nu sta după noi. E în regulă? Da. Doamna Irina, aveți cuvântul. Bună ziua, pare bine pentru că am venit cu întrebarea dacă Căminul cultural va fi gata până va veni, până va sosi Moș Crăciun. Dat fiind faptul că noi trebuie să batem în cuie locația, am considerat că ar fi bine să vedem, să întrebăm, să vedem cum se poate, cum se poate. Ce dată vine? Pe 20 decembrie, nu, 19 decembrie, duminică. Da. A trebuit să lucrăm eu. Mai avem depus doar parchetul, cortina și cu... Dar cred că putem funcționa și fără cortina. Avem căldură, avem tot ce ne trebuie acolo. Deci nu... Dacă, nu mă deranjează nici cortina, nici nimic. Dacă nu reușim să mă întâmplă, atunci cortina. Important e să fie Moș Crăciun, copii... Asta e cel mai important. Moș Crăciun, nu vă cu siguranță nu lipsește de acolo, să fim sănătoși. Copiii cu siguranță vin și ei că abia așteaptă să desfășoare. Da, și eu cred că nu va fi aglomerație. Mai de tot așa cum s-o desfășura și până acum. Adică nu va fi cazul să lucrăm sala acolo. Să zic ca idei. Ca și celelalte dăți anterioare, copiii au stat cumva departajat, nu? Da, dar spațiul este destul ca spațiul să fie conform regulilor. Da. Eventual, dacă spațiu, un microfon, dacă nu aduc eu un copil cu microfon, chemăm la microfon și îi s-aud de afară, ca să nu fie foarte, foarte aproape. Nu cred că este spațiu suficient ca să stea și nu luăm nici intrare pe vorbe acolo. Eu zic că da, o luăm din bază ca eu. Bun. Acum mai o mică propunere. Poate sunt prea... nu știu pe este, nu știu cum să zic, mai curajoasă. Oricum ar fi. Eu încerc să ajut cât mai mult grupul care l-am format, dar rugămintea mea este, dacă se poate, tot așa, împreună, să aducem un dulce la copii. O bomboană, o, nu știu, poate un suculeț, da, pentru atunci. Deci, adică un mic protocol, vă referiți, nu? Ceva de gen. Ceva pentru că e care copil, nu? Nu, 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 ei vor primi pachete. Pachete ce vor veni, să iau un mic, o bomboană, o... Trebuie să avem știere și ceva, trebuie să fie ambalate. Păi ambalate și dar... ca să mănânci trebuie să dăm mască, adică e mai complicat. Adică mai bine să le dăm, să le dăm pentru acasă, decât să... Da, nu se poate. Pentru acasă oricum. O mână fiecare e cadă. Ori nu pot, să nu știu câți copii, să dăm mască, să mănânci. Nu putem respecta. Depinde și de vreme, cum să fie. Copiii nu-ți pot abține. Dacă e dată în mână, el desface și mănânc. Și atunci fică. Eu zic că se poate acolo. În cazul în care nu va fi gata la cămin, să zicem, prin propunerea mea este să facem aici, ai prima dată când am venit aici. Dacă nu reușim la cămin, cred că cel mai meritat pe aici. Nu, e un cadru mai așa, mai de copii. Mi se pare mult mai, mult mai ok. În cazul e mai pitoresc, să zic așa, fi vorba de copii și grădinița, are tot felul de... Au și puteți să aștept. De amenajare tipice pentru copii? Da. Da. Deci rămân, asta rămâne varianta de, rămâne varianta de rezervă și cămenul cultural rămâne principal. Dar eu cred că ar fi mai bine să nu rămână varianta de rezervă pentru orice eventualitate, să batem în cuie și să rămână aici. Eu zic că deja ați bătut, nu? Stabilim așa, nu? Doamne, Irina, din punctul meu de vedere, cum ați propus dumneavoastră și toată lumea cred că e de acord, e bine dacă căminul e gata să facem acolo, pentru că spații dublu, toate condițiile de desfășurare activității sunt mult mai prielnice. Eu nu știu, nu am fost dacă nu, de altfel putem face și aici, nu e problemă. Dar dacă se poate utiliza căminul, bună condiții funcționare, căsură și tot ce e. Super. Poate că nu-i fără, de ce-ți gata că... Dacă microfonul îți fi la cămin, o fi și o mobilizare,
n-ar fi rău, ar fi un cadou pe exemplu toți mădureni. Eu aș fi cea mai fericită, prima beneficiară. Da. Zicem așa. Ca să nu mai lungim. Da, sunteți și cea mai implicată la capitolul ăsta, așa că meritați să fiți prima beneficiară. Vai, mulțumesc, nu așa, așa. Nu o fac pentru mine, deci nu. Eu o fac pentru copii. De emoții am și uitat ce vreau să vă mai zic. Trebuia să mai zic ceva. Da, dacă nu vă deranjează, eu am să... Un prieten, amica meu, s-a oferit voluntar să facă niște poze profi. În ideea care, pentru la anul, pe termen lung, cumva să mobilizez mai multe lume. Vă deranjează dacă eu aduc acel fotograf profesionist? Dar fiind faptul, copiii știu că vine Moș Crăciun. Deci nu se știe nimeni din partea cui vine. Acolo... Da, nu, este voluntar. E un plus caritativ. Eu inițial am zis că mi-a să fie. Organizați cum ați organizat și la anterior, fără problemă. Nu, dar nu vreau să aud ulterior diverse. Deci, foarte transparentă, încerc să fac tot, să le fac în așa fel încât să nu... Dacă-mi dați voi, noi am transformat un grup de inițiativă și mușcări. Eu zic că acolo putem discuta toate problemele astea acolo și atunci să luăm cele mai bune hotărâri. Adică, asta zic. Eu vreau să știu de comie. Da. Eu zic că inițiativa dumneavoastră de a veni cu acest lucru este foarte bun, foarte bine că ați venit. Le-ați comunicat și data cum se ține, nu am stabilit și lucrurile astea, e bine așa. Okay. Mai mult decât nu știu ce putem stabili, este o amănuntă cu siguranță de spațiu dumneavoastră și... Organizarea, așa cum ați făcut-o și în anii anterior. Data limită la cadouri, 12, 13, maxim, ultima zi, 14 decembrie. Ca să pot să le... Am foarte multe donații venit și eu trebuie să le atașez la celelalte cadouri. Și atunci să am timpul necesar de 2 zile, 3 zile cât rămân, să pot să mi le organizez. Deci ar însemna undeva... E, cel mai bine este 10 decembrie să fie dat. Nu. Ca să aveți timp să gestionați. 12, da. Mai discutăm asta, mai, cum o zis și colegul Talal, da. Mai discutăm pe grupul nostru, pe echipa de ceafie. Eu vă mulțumesc frumos, în țară de eraș, cum mi-a vorbit de cum aș ne dă. Noi vă mulțumim că e exact. Mulțumesc, vă mulțumim că e exact. Stimați colegi, voi dați citire proiectului pe ordinea de zi, avem proiectul. Avem 4, da? Da. Pentru 15 avem toate documentele din spatele proiectelor de hotărâre despre referat de aprobare, raport cu compartimentul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate. Prin urmare, proiectul de ordine de zi poate fi supus votului din astăzi. Domnul președinte, vă lăsați. Primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi sunt 4 ordinare și 4 pe ordinea de zi plus 2 suplimentare. Primul este proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a 3 terenuri situate în satul Crihan, număr de cadastrale 62.309, în suprafață de 2.500 de metri pătrați, numărul cadastral 62.310, cu suprafață de 600 metri pătrați, și numărul cadastral 62.311, în suprafață de 2.500 de metri pătrați, proprietate publică a UAT Comuna Nobra. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea și confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al Comunei Nobra, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesionare numărul 6 din 3-4-2001. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Măgura pentru ședința adunării generale a acționarilor ASICE Compania Regională de Apă Bacău S.A. Celelalte două proiecte suplimentare. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției primarului Comunei Măgura numărul 146 din 2-11-2021 privind rectificarea numărul 6 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Comunei Măgura, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 7 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Comunei Măgura, județul Bacău.
plus două procese verbale. Întâi o să supunem la vot ordinea de zi și apoi procesele verbale, da? Mai o mențiune ați spus, domnul președinte, 600 și 6.000 de lei. Da, să știți că la mine de aici nu se vede foarte bine. Am încercat să deduc, dar mie îmi ține de pe 60. Am mai pus un 0 de la mine. Am putea spun 2 de zero. Da. Cine este, sunteți de acord cu suplimentarea? Cu ordinea de zi. Ordinea de zi, cine este pentru? Și cu ordinea suplimentată, cu ordinea suplimentată, da? 15 pentru. Bun. Procesul verbal al ședinței, supun la vot, procesul verbal al ședinței ordinare de 1 octombrie. Cine este pentru? Dacă vorbea. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 1 noiembrie. Cine este pentru? Eu la 28.10 cred că a fost absent. 28.10 ai fost online, deci n-ai cum să fii. Da. Da, puteți fi de acord. A, se poate vota pentru? Da, votului pe care l-ați dat fiecare. L-ați citit și l-ați verificat votul. Așa. Începem cu primul proiect de ordine de zi. Domnul primar, puteți să-mi spuneți câteva lucruri despre el? Cu alipirea celor trei terenuri situate în satul Prihan? Este vorba despre baza sportivă a comunei Mândura, care este compusă din trei documentații cadastrale. Așa după cum le-ați enumerat dumneavoastră, 2500, 6000 și 2500. Și este necesar să le alipim pentru a face un întreg, o singură documentație și eventual să facem ceva cu baza sportivă. Până nu facem lucrul ăsta, nu putem face ceea ce ne dorim de acolo. Modernizare, amenajare, o sală de sport sau ce, orice am dorit noi. Este necesar să facem alipirea despre care am făcut proiectul de hotărâri pe care o supun la aprobării dumneavoastră, discuțiilor din Consiliul Local. Întrebări, da. Colegi? Domnul viceprimar, vă rog. Ele au fost așa, domnule. Ele au fost așa întotdeauna, două bucăți sau trei bucăți, sau la un moment dat s-au desfăcut? Sau... Adică terenul de fotbal? A fost terenul de fotbal. De ce sunt două numere cadastrale? Sau... Trei numere. În eventualul domeniului Republic apare bază sportivă Mândura, așa este denumită, cu anumite suprafață, nu pot să vă dau exact, dar probabil ce a rezultat în urma măsurătorilor. Cred că e 10.000 de metri pătrați, nu? Avem, nu, 11.000 de metri, de metri pătrați. Nu știu de ce e făcută din trei documentații cadastrale. Așa au fost intabulate la vremea respectivă. Noi acum nu avem decât să le alipim și să facem treaba continuare. Primar, îmi permiteți, domnul Talan, nu că într-o perioadă la mandatul, ieșind mandatul trecut, să discuta că acest teren, de fapt, nu ar fi o primărie, tot felul de zvonuri. Cred că s-au liniștit acum. De fapt, în domeniul public. După câte și domnul primar, s-a depus pe CNI un proiect pentru... Avem depus, da. Avem proiect depus pe CNI. Am înțeles. Alte întrebări, colegi? Bun. Cine este vreau să felicit acolo inițiativa dumneavoastră sau faptul că ați amenajat un pic de parcare lângă... A, domnul ce m-a ajutat. Da, pentru că de fiecare dată veneau mașini și dacă plouă un pic nu se mai putea ieși de pe teren. E adevărat, ne-am gândit și pe perioada verii. Chiar dacă e provizorii... Nu știu dacă mai facem poate zile comun sau știu ce... Casetalul noastră s-a mai rezolvat? Ați spus că ați luat un totem acolo. Da, am vorbit cu o firmă, la legătura cu o firmă, care să ne facă și numerele de străzi. Numerele de, pardon, pentru străzii din satul Mădura. S-au ocupat și cu așa ceva și o să amreze și boatele. Să supunem la vot. Cine este pentru? Majoritatea, 15. Al doilea proiect de ordine de zi, proiect de hotărâre privind însușirea și confirmarea identității unor bunuri care apar în domeniul public al comunei Mândura. Este vorba de terenul din spatele grădiniței cu patru grupe, care a fost intabulat provizoriu. Nu știu de ce, am mai avut o situație de genul ăsta la drumurile din satul Nou Prihan, pe care le-am intabulat tot provizoriu prima dată.
Așa apăreau intabulate provizoriu și am luat o hotărâre, cred, la vremea respectivă, din unde am însușit pentru a fi intabulate definitiv. Cu intabulare provizorie nu se poate face nimic la fel cu el. Și este normal să le avem evidențiat în domeniul public, în inventar, ca imobile intabulate definitiv în patrimoniul comunii noastre. Bun. Întrebări? Nu, no, o comentarii. Era Zicliu, era bine să se spună că se însușește și se confirmă identitatea așa, așa cum numai cadastral și să punem și stradă, adică situate în stradă cu tare numărul. Acum avem străzi, avem numere. Ele sunt identificate conform unui cadastral, nu anul. Ne complicăm până nu este definitiv numerotarea cu RENS-ul. Ne complicăm, pentru că dacă îi dau un număr acum, trebuie să-l modific ulterior, nu mai fac de treabă. Așa, dacă îl intabulez acolo și ulterior îi dau un număr, mă duc o simplă adeverință. Și face ulterior, și fac mențiunea. Dacă fac acum cu număr și după aia să-l modific, trebuie să vin iar să facem hotărâri și să... Bun. Să spunem la voi, cine este pentru? Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesionare numărul 6 din 3 aprilie 2001. Contractul din 3 aprilie 2001, proprietatea cumpărată de doamna Bugaciu, cred că e de... 2014. În 2014 n-a mai fost operat, adică trebuia făcut un proiect de hotărâre prin care să-și preia și terenul. Nu s-a mai făcut. Au contract de vânzare, cumpărare, casa SNR-ul, recepții, tot ce am nevoie. Am înțeles. Da. Întrebări? Cine este pentru? Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Bălgura pentru ședința adunării generale a acționarilor a SECE Compania Regională de Apă Vaslui, din 6 aprilie 2021. Domnul primar, cam ce ar trebui să mai votați dumneavoastră? Pentru Comuna Măgură. Pentru Comuna Măgură. Pentru Comuna Măgură. Nu, nu, nu. Chestia aia, nu, mai e administrarea. Sau, avea cel anex, a 13.038, e bine? Domnul primar, vă ridic mingea la filion, măcar să ne povestesc că s-a scos la licitație de lucrarea de apă. Da, 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 dacă tot ai ridicat, da, 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 da. Și am văzut că am supărat pe cineva, că am deranjat foarte, că am dat așa o listă. Mă rog, astfel vezi, nu poți spune decât bucurii, gândesc, că supărarea nici într-un caz. Din 12 este ridicată pisicapul, lucrarea asta, investiția mare din Comuna Măgura, de infrastructura apă uzată. Deschiderea trebuie să fie de 25 ianuarie. Și o sper tare, la fel ca și dumneavoastră, să avem să avem și un câștigător la licitații, mai exact să avem un constructor care și-a făcut de treabă. E bine, eu zic că suntem cumva în grafic ca și de el, da. Dacă tot președinte, pot să compilim întrebare. Sunt trei comune, nu pe aceleași licitații. Să atribuie câștigătorul. Începe în paralel la toate trei sau începe etapizat? Întâi la o comună, apoi la altă comună sau? Dar nu-i neapărat să fie un singur constructor pe toate. Pot fi și un grup de firme da, care să schimbe și sub contractanți care... Da. Se lucrează și așa, exact. Și în situații de genul ăsta. Adică nu este obligatoriu, dar sunt și sub contractanți și toate. Deci pot să vină un grup de trei firme și să asume de la început una își face Bălcescu, una face Măgura și nu știu... Posibil să fie și un grup de firme, da. Unul și subcontractează la alte două firme. Sunt variante, pentru că suma e foarte mare și siguranță vor fi asocieri de genul ăsta, de asocieri. Deci cum e că e de asocieri? Acum să le-a Dumnezeu să vedem licitația finalizată și să avem poate. Domn Vice, vă rog. Domn primar, puteți să spuneți și despre întâlnirea acolo? Cei de la CRAB legat de preluare? De preluare? Păi și ce să le povestesc dumneavoastră? Ține din partea noastră, din năduful nostru, cu apa, cu canalizarea. E un bonus pentru noi, dacă ne spuneți. E un bonus, mai descarc și pe voi un pic. Da, suntem mai pun un linii dreapta, așa să zic, și cu ea mai convenit anumite lucruri, vis-a-vis de descărcarea canalizării spre CFR-ul. Cam aici, niște neajunsuri care vin din trecut și pe care le știți și dumneavoastră, cu care ne confruntăm foarte mult vreme. Pe
care suntem probabil care să le remediem. Am avut ieri o discuție cu Cravo, cu venitea cu comisia, o comisie întreagă la noi. Cu susținere de azi ar trebui să mă întâlnesc cu un domn de la CRAB să vedem exact nivelul la canalizarea noastră, topometric vorbim și cu cea de pe Arcadii și Efteriți, să vedem cum reglăm cu descărcare, care e cea mai mare problemă acum. În rest, ce să vă zic, noi luptăm să o punem pe linia recrutării. Mai avem încă de făcut contracte, de o grămadă de lucruri care țin de apă și canal. Nu știu, mă gândesc din ce în ce mai des găsim o metelanță pentru apa și canalul ăsta. Chiar dacă angajăm oameni, nu știu ce oameni vom găsi noi atât de bine, atât de priceput și ce le vom pune noi la dispoziție ca să facă lucrări efectiv pe rețelele astea. Adică poți să angajezi doi oameni, dar chiar se întâmplă tot felul de probleme. Avem un bun de escavator. Dar avem aparate de lipit. Dar avem aparate de, eu știu, nu avem sculii specifice pentru apă, canal. Sunt o grămadă de lucruri la care mă tot frămâne, la care nu găsesc soluții. Și mă gândesc mai degrabă, externalizat cu o firmă care are tot ce trebuie. Adică, omul are ce pune mâna, are oameni, și cel mai important lucru, are oameni specializați și oameni cu, cum să vă spun eu, care au toate, îți la zi, și cu protecția muncii, și cu tot ce ține de schema asta. Știți câte accidente sunt în domeniul ăsta? Pică mamuri, pică alea. Și răspunde Nu știu, așa nu gândesc eu. Mă gândesc la varianta asta, că nu ne vedem ieșit din... Da. Domnul Nea Mihai, vă rog. Când vorbim de sistemul de alimentare cu apă și canalizare, trebuie să gândim în complexitatea lui. Orice firmă de mentenanță ai aduce, suntem foarte deficitari la hârtie. Ce înseamnă hârtie? S-au făcut lucrări de aducțiune, de racordări, la nivelul comunic. Și nu se știe unde s-a acționat. E o firmă la o intervenție unde dă afară apa sau se întâmplă de dă canalizarea afară. Dar dacă nu te duci undeva să ai un proiect de la primărie, așa, păi dăm proiectul acolo să văd de unde până unde duce raportul ăsta, unde începe, unde se termină, nu știi. Asta e problema cea mai dureroasă. Noi nu avem la ora asta, la nivelul primăriei, nu dacă o preda domnul Gordon către primărie, toată documentația, toate proiectele care au sau poate s-a cerut, poate nu s-a cerut, la timpul respectiv. Dar acum, în sistemul ăsta, sunt foarte multe deficiențe. Revin iar și am început să folosesc formula când eram eu. Dom'le, așa îmi miroseam mărmura asta. E pe toate canalele, de puțal Facebook. Dom'le, acum aproape în fiecare săptămână văd acolo dârnul plou, dar nu mai miroase. De ce? Că sunt eu cu bun simț? N-am COVID. Dar nu mai dau nicăieri. Ce se întâmplă? Nu se mai înfundă pompele sau la ce faceți referire, domnul? Trăiască negelul sau funcționam. Acolo. Din contra, în fiecare săptămână încurci pe negeul și nu e bine. Eu am o propunere pentru Gorești, dar vă spuneți la final. Am învățat-o ieri. La final am un an ce de aici. Asta pe apă. Deci revin la ce a spus domnul primar, trebuie să fim foarte atenți. Trebuie o persoană care să cunoască îndeaproape sistemul de apă și canal. Domnul vice, după Nea Mihai, apoi Răzvan. Da, mulțumesc, domnul. Da. Domnul Dăzăvesc, este responsabil pe apă, avem nevoie de persoană care se ocupe efectiv de serviciul ăsta. Dar la vot, e vorba de mentenanță, aici e marea problemă. Vorbesc doar de mentenanță, nu de serviciu, de persoană responsabilă cu serviciu care se ocupe de controlare. Intervin în vorba de forța de muncă și de utilă. Persoana care se va ocupa de sistemul de alimentare cu apă și canalizare, dacă cunoaște sistemul, deci dacă îl cunoaște măcar 60%, poate să-i spună lor care vine la mentenanță, domnule, de aici până aici. Dar dacă pui și acolo un care e tot la fel, nu știe, nu are cum să știe, nu are cum să citească, că nu-i dă nimeni, băi, de aici până aici. Nu are cum să ia.
Că sunt multe lucrări făcute și din asta. Sunt foarte puțin și proiectat, sunt foarte puțin. Și atunci ce faci? Și era la unde mă duc? Aceeași discuție am avut-o ieri cu dumnealor vis-a-vis de faptul că noi, de fapt, nu suferim neapărat de lipsă de bani. Adică am avea bani să investim în sistemul ăsta, să-l aducem prin linia de putere așa cum ar trebui. Deci nu-i, Doamne ferește, nu-i o nenorocere cu noi. Doar că nu avem asistența necesară, nu are cine să ne explice. Având în vedere că el a fost tot timpul în privat. Deci, Luizy Căruzăra, de exemplu, are doi angajați de când e sistemul. Din 2000 cât îl au și cât o dată cu noi. Dar au doi angajați care au fost tot timpul în sistem. Vă dați seama că aia știu exact. Cunosc sistemul ăla ca facă. Noi nu știm că nu l-am avut niciodată, nu l-am păstorit. Nu a fost doar exploatat în sistem privat. Avantajul din toată ecuația asta este din contorizat. Din contorizat ca facă, pentru că cei mai mult în exploatare, în administrare, au avut interesul să-l contorizeze, pentru că de acolo își lua bani. Da, cam așa stau lucrurile. Am ținut să vă domn vice, Răzvan și domn Chitic. Domn vice, dacă nu vă supărați, cu siguranță poate să aveți un răspuns și la ce spune domn Ciorcelu și domnul Chitic. Vreți să vă dau cuvântul după ei? Mulțumesc. Răzvan. Mulțumesc, domnul președinte. Într-adevăr, ce a zis colegul nostru, domnul Mihai Dulenț, are mare dreptate că plătim în păcate. E vorba aia bătrânească, că păcatele făcute pe lumea asta acum se plătesc. Cu sistemul de apă. Sunt multe făcute și nu sunt trecute de hârtii, dar cea mai mare problemă acum e foarte bună externalizarea serviciului, pentru că o echipă care are tot ce trebuie de la A la Z poate să intervină în orice moment. Să nu mai trecem prin situațiile de astă vară, când 2-3 zile am stat fără apă, dar foarte mare atenție în momentul când se face contract. Adică, din punctul meu de vedere, dacă firma este capabilă să ducă mentenanța sistemului din Măgura, și cu siguranță sunt firme care pot să facă chestia asta, cu ajutorul celor de la primărie, că presupun că cei care sunt în servicii de gospodărie mai cunosc și ei sistemul, mai mult sau mai puțin, dar atenție la contract. Adică, domnule, să intervin în momentul când, indiferent că e 12 noaptea, că e 6 dimineața, să intervin cum trebuie, să rezolve problema în termenul, pentru că este o utilitate, strict necesar. Nu se poate... pentru că știu situații în altă comună în care sunt contractul și nu există stipulat în contract, doamne, apa dacă s-a defectat în 24 de ore, sau ceva zicem. Nu, atunci trebuie... Nu poți să răspund. Nu, este în lege. Nu poți. Legea spune că... 24 de ore. Și anumite avarii majore, 48 sau 72, adică... Dacă legea spune asta, nu poți să-i spui că într-o oră faci. Într-adevăr, dar măcar după lege se respectă, adică în 24 de ore se remediază situația. Pentru că vă spun... Dar un pic. Da, da. Ce se întâmplă aici, domnul Răzvan? Pe perioada când relaționezi cu firma de mentenanță, dacă ei plătit la timp factură, dacă ai o relație bună cu el, dacă te-ai înțeles și treburile unele sunt foarte bune, adică când ceri bani, noi dăm bani, dăm pe aia, când ai spus omului, să-l aduce și de la rugăciune. Așa lucrează. Dar de unde la tot și să-ți trimiți pe partea de ei. Când s-a întâmplat și unul de curgea rahatul pe șansă, la bani. Răzvan, în ce? Nu am spus omul din 24 de ori. Mi-am spus chiar... Mulțumesc frumos, domnul. Eu am înțeles ce zici și mulțumesc colegului. Problema este că sunt firme, asta am vrut să subliniez. Acum că e vorba de pe 10 ore, 24 de ore, termenul legal, sunt firme care își asumă niște contracte și nici măcar termenul legal nu rezolvă problema. Da, bine, bine, dar nu se pune problema să facă. Recomandare, băi. Nu are noi ghinul ăsta să avem contracte preocupoase. Domnul colonel, dumneavoastră. Stimați colegi, vorbim de legalitate. Inițiativa domnului primar este foarte bună, dar e foarte grea. Și am să vă spun de ce. Aici apar două aspecte. Beneficiarul, respectiv primăria, trebuie să pună la dispoziția firmei de mentenanță un plan de gospodărire subterană. Are o denumire generică. O fi altfel nu știu, dar așa sunt, asta e. Plan de gospodărire subterană. În care trebuie să-i spui tot ce mișcă sub pământ. Acum, experiența celor din grupa de gospodărire contează foarte mult. Dar trebuie să ai un document. Doi, firma de mentenanță, mare atenție, trebuie să fie autorizată. Deci nu mă pricep eu să înnădesc două țevi de apă și mă duc și o fac. Nu, trebuie să am agrement, firma trebuie să aibă agrement, iar personalul trebuie să fie autorizat. Pentru că, la ora actuală, ați văzut că se lucrează cu îmbinări la cal. Exact.
S-a terminat cu porcăriile pe românești. În ceea ce privește termenul de intervenție, este clar, ai lege, nu poți să încalci fără niciun fel de problemă. Iar în ceea ce privește plata prestației pentru firma de mentenanță, sunt două chestii care se cam bat cap în cap. Dar vedeți, dumneavoastră, primăria achită facturile când are. Asta nu înseamnă că firma de mentenanță, dacă nu și-o primi banii termenul prevăzut, de contract, gata, nu mai face treabă. E o chestie care se joacă așa la pe teren de om. Deci, încă o dată, domnul primar, este da. Excelent să ai firmă de mentenanță. Dar mare atenție că, și va dura foarte mult, pentru că știm cu toții foarte bine că sunt foarte multe racorduri făcute ilegal, foarte multe șunturi. Da. Mai durează. Cum am așteptat atâta și am prins până la urmă contractul ăsta cu Cravo, o să punem noi și sistemul ăsta. Ușor, ușor. Ca cum spune domnul primar, pas cu pas, da? Avem un jucător de golf care spune pas cu pas. Doamna Băcean. Eu scurt. Vis-a-vis de ce zice domnul Chitic, cu acea hartă, să zicem, a... Eu știu că este și obligația să o aibă și cei de la ISU, acea hartă a hidranței și cu tot ce trebuie. La o întrebare de-a mea, domnul Emilian mi-a răspuns că există această hartă. Și întrebarea mea este următoarea. S-a făcut un proces verbal de prezare-primire și dacă s-a făcut, avem anexe și documentația? Da, avem doar un documentație. Avem documentație cu tot, cu curețenii, cu, dar avem și proiectele care s-au executat. Nu mai există discuția, nu? Le-a predat și Macram, vă dați seama. Trebuie actualizat. Trebuie actualizat și așa. Nu suntem chiar atât de... Dar mai sunt situații în care nu... Alea este politică. De asta aici problema noastră. Deci, mă refer strict la internația, adică la intervenții și reparații. Nu la predarea serviciului cu... Nu, asta nu e exclus. Serviciul rămâne la primărie, ca să nu-i spală la primărie. Mentenanța lucru separat, care își plătește separat pentru intervenții. Domnul Vice, vă mulțumesc că ați așteptat, vă dau cuvântul. Da, problema are... În noaptea este... Ce-i face bine? Este o problemă veche și... acum, cum au zis domnul, noi încercăm să o... să o rezolvăm. În primul rând, ieri, în discuții cu domnii de la Crab, au venit, au fost o comisie mai mulți oameni și au zis care sunt condițiile ca să preia, nu preia oricum. Deci, dintre cerințele lor, că străzile private, de exemplu, vor, trebuie să montăm un apometru la intrare în stradă privată. Pierderile de la rețea se vor împărți pe, la fiecare cât avem, 100 de metri cub, se împart. Corect. Nu, 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 domnul Drânză mai vrea un cuvânt și a spus că e a treia, dar eu dau, nu-i problemă. Așa. Legat de harta ISU, nu știu dacă există la noi, eu... Deci, în primul rând, eu, care domnul primar, prin dispoziție, m-am pus să răspund de apă și nu am primit niciun document de la Golden și n-am văzut. Avem plana pentru tot? Avem pentru hidranți toți? Nu, no, acea parte care spune domnul Băiecean este planul hidranților exterior. Și exact unde se găsesc. Astea sunt în proiecte, cred că astea sunt proiecte de investiții, nu făcute de gol, sunt făcute de primărie. Din documentația care s-a găsit în primărie, care noi am strâns o grămadă, domnul primar a căutat vreo ceva timp și este strâns o grămadă ce am găsit. Da, toată upgradarea care au făcut-o Emilian Gol ar trebui să regăsească, nu? Branșamentele nu sunt individuale, branșamentele. Cred că vă referiți la extinderi. Extinderile sunt pe, care sunt pe drumurile publice, o parte le avem. Cele care sunt pe drumuri private este treaba proprietarilor pe drumuri private. Dar și ale sunt cu acordul primăriei, trebuie să fie cu acordul primăriei.
Să dă acea autorizație. Să dă acea autorizație. Domnul Vice, n-ați terminat. Vreau să vă adresez o întrebare, dacă îmi permiteți. Pe mandatul dumneavoastră să mai în fundă pompele sau nu? Da, oricum. Să înfundă, s-au înfundat pompele, nu? Să înfundă și astăzi s-au înfundat? Da, cum să. Și cum procedați? Eu? De desfundă. Nu. Sunt procedat. Vine un vidaj, un partener extern, no, sau cum se procedează? Există un domn care se ocupă de mentenanță și a fost și ieri. Și astăzi ieri a reparat și astăzi s-au înfundat din cauza unor flotori, două așa, și astăzi am cumpărat flotori și se înfundă des. Eu am făcut un referat în care am spus care sunt problemele. Sita aia trebuie reparată, trebuie reparat tot la A la Z, nu am zis. Tot ce înseamnă instalație electrică, automatizare și nu știu care sunt în bază. Dacă acum deci trebuie refăcut tot sistemul. Pompele alea acolo, deci tot sistemul a fost gândit prost. Dar pe lângă că e făcut prost și oamenii aruncă tot felul de am mai avut discuția asta. Am găsit pe lângă hârtii, șervețele umede, nu știu care, mopul, da? Varză, și tot felul de... Și pompele alea acolo se strică. Pentru că nu au protecție. Dumneavoastră că ați făcut un referat pe domnul primar, s-a gestionat flotor, reparații pompii electric, toți flotorile. Vă rog frumos, prezentați-le și construirii local, ca să vedem unde se blochează lucrurile. Am să vin fără supărare, că atunci să știu domnul primar, să cumpărăm, că nu cred că sunt problema de bani, să le rezolvăm, să nu mai sunt punte, să dea în Negelcă. Acolo trebuie făcut. Are dreptate și te-a Mihai, că nu putem dă domnul Negelcă, dumneavoastră, eu tot timp când s-a întâmplat în mandatul trecut. Eu am făcut și am discutat și cu domnul primar, am făcut un referat în care am zis care sunt problemele. Pe lângă... Puteți să ne faceți și două să te prezentați pentru ședința următoare, succint așa problemele pe care le-ați identificat în perioada asta? Nu, vă aduc referatul ce am scris și vește referatul de la pompă, nu este. Ca să avem și noi o p***ne asupra sistemului de canalizare, că dacă vreți să luăm o hotărâre, că angajăm pe oameni care trebuiau angajați de 6 luni când am aprobat organigrama și nu mai fost angajați, nu? Să-ți bine? Sau găsim mentenanță. Că eu nu înțeleg care în ăștia 6 luni de ce nu s-au luat hotărârea de mentenanță, s-au angajat oamenilor care erau prinși în organigramă. Asta e punctul meu de vedere. Astea care și Mihai, vrei cuvântul când vine domn primar sau vrei să nu vorbești? Mai am un pic de... Deci nu este un secret și domnul Brânză a vorbit de extenderile fără hârtie în spate și fără... Sunt foarte multe branșari fără hârtie și lipsesc, adică inclusiv dacă nu greșesc și extenderile la satul nou nu există pe... Deci satul nou, unde stă și noastră, de stă și unde stă Dana. Păi, deci nu dacă, domnul Vice, oamenii au venit să-și autorizații ca să-și construiască casă. Când s-a dat certificatul de urbanism, în funcție de utilitățile pe care le aveau la momentul respectiv sau nu le aveau, se cerea oamenii documentați. Ca să facă branșa rețea în documentație. Exact. Nu-și cerea pe urbanism. Exact. Și nu-și cerea pentru apă. Ei înseamnă că s-au dus direct la Volt. Pentru a face branșa mea. Care, la rândul lui, trebuia să facă documentație. Pe care nu a făcut-o și l-a predat. Avea ședințe? Deci nu ne mergem acum, dar la reședință cu părinții care vor să facă ce v-ați făcut. Și așa, au luat școală aici. Așa, deci sunt foarte multe rețele pe care eu nu cred că virgula Ferapu o să ia rețele care nu avem noi, nu așa nu primar, nu avem documentații. Nu știu, că așa am înțeles, dar sigur. Asta s-a mai purtat cu... Nu așa, doamna secretară? Deci unde avem documente, unde ne vor să facă contracte individuale, la fel o să pună contor, autorizarea contractului. Nu, 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 mai multe implicare, domnul Dumnezeu. Mai multe implicare și mai multe atenție cu sistemul. Ne auzim o mai multă atenție cu sistemul ăsta, când vă te ridica. Ați văzut și astăzi, flotorii ne-a scot răgânat, de el de la altă ei, astăzi oamenii mei nu cât tocmai mă tau băieții acolo. Adică, eu prind de problemă.
E un pic de problemă și e destul de grav. Vreau să știți cam ce presupune asta. Nu, asta este 50 de milioane de lei vechi sau 35 de lei noi, da? Sunt foarte bine. Ține sub supraveghere, așa cum este, asta este. Nu avem ce face. Nu avem ce face deocamdată, asta s-a făcut un referat. Referatul trebuie să scriu. Din păcate nu putem rămâne doar la stadiul de scris. Trebuie să mai și intervenim când este nevoie. Da. Și în general scriu de fapt. Mai este o chestie legată de firmarea respectivă. Chiar dacă, acum, și firmele de electricitate, acum 20 de ani, știu, aveau un aparat care se numește defectul scopic, sau nu știu, care, da, care vede unde e cablu. Acum există și acel aparat pentru rețele. La vedere. Măi cablu la vedere. Nu-i cablu la vedere. Nu. Nu, vorbesc foarte serios. Adică eu știam că când era el, avea un aparat, dacă se întrerupe un cablu, nu știu care, îi spuceau și vedea unde este. Așa, așa și la firma respectivă, de chiar dacă nu știu unde e țeava și n-ai acolo, poți, poți. Nu, e un locator pentru plastic. Locatorul localizează fiuletarul și merea la lanță, că mai multe. Haideți să trecem. Nea Mihai, un mult timp cu vorbim. Spun, vă dați de fapt că îl spun. Da. Om ce-ar face cu sistemul ăsta care îl avem acum noi, da, ajunge exact nicăieri. Să vă spun, deci, dacă vine o ploaie mare, poate să aibă pompii cu tocător de dimensiuni mari. Domnul primar știe treaba. Să ne trebuie să mai udăm la ceva. Mai avem pluvialul, care nu a fost nimeni din boartă în boartă, inclusiv eu n-am fost. Da. Deși așa s-a propus și toți am fost de acord. Da. Zii de mie! Dacă pune, eu nu sunt cinesc, da? Care va fi iarăși o problemă, că nu mai bate ce colectăm cu apometru. Asta este una. Doi, dacă vine o ploaie mare, noi avem o evacuare de la pompe pe 100 și cât, domn primar, 100 și ceva. Da, la evacuare rapidă. Ca aia care împingem în deal, da? Împingem pe atât. Iar conectarea unde vine în bazin, e bine pe atât. Cum credeți dumneavoastră că poate capta în bazin, adică să vină apa odată, că vine repede. Acolo și să o împing asta, dar afară orice ar fi. Putem pe 110 sau pe cât este ea. Niciodată nu o să putem să rezolvăm treaba asta. Ce slab dimensionată e evacuare. Exact, deci noi acolo este subdimensionat. Ieșirea este subdimensionată față de aluviunile care vin, față de ce vine către noi. Asta ne s-a întâmplat și nu despre ce e vorba. Este subdimensionat, este proiectat cu corect, dar nu cu aluviunile. Nu numai de pluviale, spune multe. Să ținem cont, nu o să cu șantier. Nu, vreau să ținem la director, unde să ținem ședința părinților? Aici, tu aici? Să ținem cont, domnul președinte și stimați colegi, da, atunci când s-a proiectat acest sistem, era un număr de locuitori, deși s-a spus că este proiectat pentru 30.000 de locuitori, din ce țin în minte din proiect, dar vedeți dumneavoastră că nu mai bate cu proiectul, cu realitatea. Mulțumesc! Dați-mi voi să fac și o completare. Am avut intervenția când domnul primar era afară, la telefon. Și îmi simt nevoit să repet. Pe scurt, știu, așa este. Vreau să întreb domnul primar, sau să le recomand totuși, dacă tot am văzut organigram, am fost 6 luni pe angajarea celor două persoane la serviciul gospodăriei comunală, ori facem mentenanță, ori angajăm oamenii care trebuiau de 6 luni angajați, cum procedăm până la urmă? Vom angaja, părerea mea, dacă optăm pentru mentenanță, și eu cred că așa e cel mai bine, vom angaja o persoană responsabilă pe apă, care să țină sistemul ăsta, contracte, toate astea. Reprezentantul beneficiarului, domnule, al primării. Deci le iau la picăne să nu stă omul acolo. Doi oameni, dar nu vor avea capacitatea niciodată să intervenim în direcționare. Nu, cum? Trebuie să trebuie un trafie cu vital să trebuie, dar trebuie să ai la demână ceva. Dar nu ai nimic la demână. Plus doi oameni, dacă îi angajăm, se duce la 12.000 lei pe lună, undeva să zicem, nu? Nu, că am prost cu timpul, mai cât ar putea costa o mentenanță ca să vină o firmă să intervină când avem nevoie și să scăpăm de beteșugul ăsta, care e scaunul ăla, nu-i permis să spunem direct, de la cămăna de acolo. Adică bătăi de cap, ăla nu bătăi de cap. Pentru că nu avem oameni specializați și nu avem cu ce interveni acolo. La gospodărie mai trebuie angajat un om, pentru că vă spun eu, sâmbătă s-au dedicat pompierii și au văzut. Știți foarte bine și vă mă informă. Am fost, l-am sunat pe Adrian, Adrian era plecat, pentru că așa. Și domnul Alexandrescu singur nu poate să ridice pompele. Adică... Ca e șofer, nu? Nu contează. E și șofer și se înțelege și șofer. Domnul Alexandrescu, domnul... A, mă vedea la domnul Rovinic, șofer. Domnul, ei sunt și șofer și... Deci, deci trebuie cel puțin, dacă iau unul în concediu. Nu zic că dacă se vor... N-ai putea că se-ți faci treaba. Cealalt n-ai putea ce să... Deci, oricum trebuie un om care să pună mâna, nu să...
Plăteaște care... Corect, am făcut o paranteză mare. Cine este pentru pentru proiectul numărul 4 de ordinea de zi? Îmi cer scuze, domn Vice, dar suntem interesați. Am înțeles ideea. Cert este că trebuie să mai angajăm oameni. Proiectul suplimentar, primul proiect, proiect de hotărâre privind validarea dispoziției primarilor comunei, măcura numărul 146 din Doieșca, privind rectificarea numărul 6 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Am deschis un subiect pe grupul nostru comun, am văzut că mi-ați răspuns. V-am răspuns, adică vorbim de fapt, care vin cu dedicații clare. Afir, afir că ne-au procurat, să vă plăgăzit în descrierea doamna secretară. Adică doamnă, nu există... O precizare. Vă dați seama că nici finanțele nu ar aproba o rectificare de buget. Dispoziția prin dispoziții, dacă ar fi ilegal. Corect. Bun. Cine este pentru? Toată lumea. Al doilea proiect suplimentar. Proiectul hotărâre de privire rectificarea numărul 7 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Asta este. Domnul primar s-au majorat la niște capitole și s-au diminuat altele. S-au diminuat tot de funcționare, tot de salarii, nu de acolo. S-au luat de la poliție locală, după câte am înțeles, nu prea mă pricep la acolo. Am mai echilibrat doamna contabilă un pic, am mai ciupit de aici de acolo ca să facă salarii. Pentru asistența socială, persoanele cu handicap, indemnizații și asistența personală. Nu, s-a luat de la poliție și s-a luat de la poliție. Strict, strict, strict de urgență, noi suntem de avare acolo. Se discută de o rectificare. Nu avem nu, poate o să dăm ceva bani și o să răbească mai mult când am noi când discutăm. Avem mult, da. Am văzut că am văzut că ăsta de acum guvernarea stă, v-ați pus un engaț, tot în regulă, nicio problemă. Da, dar mai pot să nu se le... Am mai pot să nu se le aruncică. Am văzut că nu mai stăm, uitați să o uitați. Domnul președinte, fac dată. Cine este pentru? Bun. Suntem la discuții, trebuie să fim foarte scurți. Aveam 7 probleme de discutare. Nu discut, nu, nu, nu. Nu pun niciunul, îi fac piciuți de 44 și le trimit domnul președinte. Domnul președinte, bun. Domnul președinte, bun. Dar scurte, nu o secundă. O secundă. Da. Nu mai putem circula pe ulițele din dealul Cușlicului. Schimb pe toate străzile, frângi lăsate așa, domnul primar, ați adus firmul de la Dărea. Îmi cer scuze că vă zic. Dar nu știu ce să zic, dar nu... S-au tăiat vegetația și-au lăsat. O lăsat vegetația cel puțin pe așa e ori, dar îți poți schimbi rămașa cu orul. Nu știu, știți ceva? Eu a spus ceva? Acum am... Asta cu două luni. Nu se poate să nu știți. E vorba de săptămâna asta. Săptămâna asta, săptămâna trecută. Da, săptămâna trecută. Cetatea respectivă. Erau trei în acele de astea, înțelegeți? Nu aveai cum de să treci, tăiau și lăsau crângile acolo în jocul. Eu vă spun zic, deci, că am avut intervenții telefonice chiar foarte amunte. Domnul director de la Eurom și chiar are proșa lucrul ăsta. Până dacă faci lucruri de genul ăsta, trimite adresa, anunță. Avem și noi oameni la gospodării și vedem cum facem, cu mașina. Intervenim cu barulă sau astea. Ați venit, ați venit, ați plecat, ați lăsat acolo așa. Am intervenții, doamne, știu, reclamații, doamne, și-au zgrea mașinile pe strada izvorului, nu știu pe unii, când au putut trece. Au venit noaptea, l-au văzut și-au zgrea mașinile. Mă rog, sunt înțelegători și au lăsat așa, da. Posibil să găsim persoane care nu sunt atât înțelegători. Eu la primărie, domnului domeniu public. Nu venim la primărie, domnului. E domeniu public, așa că... La poliție, cu primăria, nu s-a dus ca să-i elibereze. Răzați orice, nu am cunoscut aspectul ăsta. Verificați, vă rog, și... Nu avem timp talat să facem dialog. Trebuie să răspund. Dar e bun. Ne dau cuvântul de răzbat și răspund. Te rog frumos. Eu o să fiu foarte scurt, că nu vreau să țin pe nimeni. Am primit foarte multe sesizări, domnul primar, domnul vice, vă rog, din tot sufletul. Un pic pe corcan acolo să menține drumul până să ajunge la asfalt. Știți, e vechea problemă, dar e indicatoria mea ca așa. Am intervenit și acum la Răzvan. Știu. Nu intervenim mai des. Eu tot timpul o să vă spun pentru că n-am cum. Zilnic mi se spune chestia asta. Și vreau după ședință să discutăm un pic, chiar dacă nu avem buget, să poate facem ceva și de sărbători. Cu susținerea noastră. Da, ceva de sărbători scurt. Am zis că o să umblăm acum la bănuți, dar nu-i cazul. Poate vine rectificarea și o rezolvăm. Da. Deci, dar vreau să vă dați acord. Sunteți de acord, da. Să prevedem ceva, niște sume, da, să calculăm acolo da. Pentru cadouri la copii. Deci, prin ce exact. Pentru toți copiii, da? Cu condiții, să fie invitat tot Consiliul Local. Asta e condiția mea, nu nicio problemă. Când să dau cadouri la copii? Stai un pic. Acum discutăm despre primarul în Parilu. Asta e condiția mea. Nu mai am colegi, nu sunt de acord. Da, nu am niciun lucru.
aveți reprezentanță, ai fost locat în frunze. Dați voie să vorbească. Dați voie, voi vă dat mână. Deci legat de crengerii care au fost tăiate. Noi, în urma unor sesizări din anul trecut, și nu știu pentru anumiți copaci și așa mai departe, am făcut sesizări la Ion Gaz și am trimis acolo și au început să trimită, ei au plan de tăiere. Și au tăiat copaci. Fără să-și înștiințeze primăria. Au scris, se au înștiințat. Dacă a ascultat corespondența, a ascultat probabil dumneavoastră, dar nu înștiințat, nu a fost. Nu, dar ei scriu în data de și așa mai departe. Da? V-am și prezentat. O singură dată au venit ei și nu erați acolo, eram eu acolo și așa. Și chiar ieri am discutat cu domnul primar, pentru că ei au tăiat acolo, vidați, că nu și-au lăsat acolo. Ieri am discutat cu domnul primar să trimite pe este așa, domnul primar, cu bolul ăla de la bordul și băieții de la... Se vede foarte urât prin asta. Să le ia pentru că... Nu țineți de domnul primar. Nu cred că nu aveți ține de tine. Acum, știți cum este? Eu înțeleg că domnul vice din la în partidă, dacă vă spun... Nu am o problemă doar politică, să știți. Că acolo v-ați așteptat cu amelul ăsta. Pentru mine cea mai importantă este implicarea. Este implicarea și se face treabă. Îi spuneți că ăla a fost zis sau nu? Că atunci să știm dacă trebuie să-l luăm, dacă trebuie să-l luăm, dacă trebuie să-l luăm pe domnul vice să-l certăm sau să-i spunem care trebuie să-l certați. Problema care au creat-o atunci, cu noua anunță, nu aș putea să zice, vom probabil trimitea și noi oamenii. Eu mă spui, bă, tăiați, bă, ori face ceva, măcar o scoate din stradă. Mai aveți de discuții? Vă rezolvă cu siguranță. Nu ai dat niciun răspuns acum. Pentru că crângele le-am luat într-o lume. Nu, să ocupă domnul vice de mâine. Care e treaba? Mâine am să vorbesc cu domnul primar, să vine... Cum să duce pe dați, că nu-i poate să vezi și Pușbic. Dar nu? Și Pușbic și pe alunul și pe Brabe. Așa, ce vreau să vă mai anunț? Lasă-mă, că o să luăm crângele, dă-mi încolo. O să luăm și Pușbic și pisitorii care... Dați-vă frumos atenție. Atenție, chiar nu vreau, nu-s rău, tăcem ce-o, fii un pic atent, adică dacă sunt crești cu pușmică, nu știu, tu nu știi, înseamnă că poate să vină 5 știți să mai facă așa pe aici. Să tai cum vor, să amazonic, așa, cu 14 la oameni sau nu, până nu e bine că curăță. Bă, bine, dar trebuie să știm și noi, dar nu e rău cu altul omul ăsta, nu? Și Dumnezeu, spune-mi, domnule. Să știți, domnule, hai, când era, eu când eram... Un lucru de bine vreau să vă anunț. Am reușit cu împrumutul, mi-a venit aprobarea pentru împrumutul pentru grădinița Niclea. Asta este răspunsul destul de negativ. Nea Mihai, când erați viceprimar și se examă o problemă pe raza comunii, vă sunam. Vă rog dacă același lucru să faceți asta cu actualul viceprimar. Eu consider că așa e normal. Dacă identificați o problemă, să vă științați. Așa văd normal. Acum, dacă așteptați două săptămâni să veniți în Consiliul Local să o spuneți... Aveți dreptate, domnul președinte, dar eu nu mă aștept ca să vină cineva teritoriul comunii să execute lucrări fără știrea editorului. Asta e altă discuție. Dar ce dată este nouă viceprimar? Mă aveți să știți lucrul ăsta până astăzi. Vreau să vă spun că rețetele... De asemenea, să te uiți de așa? Rețetele... Declar ședința închisă.